Bună ziua, dragi mei, bun găsit la treia cursă online, cel mai repede de treaba. Tema pentru acasă, clasa A. Tema pentru acasă. Acasă, clasa A. 6. Te rog, Ștefania. Geometrie, te rog. Scrie unghiul A ocă și unghiul C obă, adiacente complementare. E unghiule A, O, C și C, O, B. Așa. Adiacente complementare. Adiacente complementare. Cu măsura A, O, C egal cu 60 de grade. Măsura unghiului A, O, C. Egal cu 60 de grade. Și fie semidreapta OD și OE. Așa, de semidreptele opuse semidreptelor OP, respectiv și OC. Deci O, D, hai să zic așa. OD, da. Semidreapta OD, opusă, opusă lui OB. OB. O-E. Așa. Opusă. Opusă cu ea. Lui O-C. O-C. Așa. O-C. Sub punctul A. Asta e și o să fie ipoteză, da? Da. Concluzie. Calculați măsura unghiului C-O-B-ului. Măsura unghiului C-O-B. Ia unghiul. Măsura unghiului BOE. BOE. Iar și trebuie să aflăm. Da. Măsura unghiului DOE. Așa, un pic. DOE. Da. Și măsura unghiului AOE. Zic după B-ul, sub punctul. Așa. Deci, unde să termină punctul ăsta? Așa, deci... Măsura unghiului? B-O-E. Măsura unghiului C-O-B? Da. Acum B-O-E. B-O-E. D-O-E. Măsura unghiului C-O-E. Și A-O-E. Măsura unghiului A, O, E. Asta a fost punctul A. Hai să punem și pe B, și pe B ca să avem ipoteza. Cum vizionați complete? Măsura unghiului fixe. Măsura unghiului. Bisectoarea lui A, O, D și bisectoarea lui B, O, E. Care este măsura? Este o gândit? Așa o să scris la tablă, că aici am găsit eu. Da. Dacă nu mai e, da. Măsura unghiului format de bisectoarea lui la bătă și bisectoarea cu oie. Deci măsura unghiului. Măsura unghiului format de bisectoarea lui la bătă. Deci măsura unghiului format de cine? Bis lua bătă. Bis, da, bisectoarea lui A, O, D și bisectoarea lui B, O, E. Da? Da. Așa. Bun. Hai să începem discuția. Deci ce spunem ipoteză? Avem două unghiuri adiacente complementare. Ce înseamnă unghiuri adiacente complementare? Adică vecine. Vecine. Da. Vecine. De fapt, să se vede ca pe OC vecin. Vedeți OC este și acolo și acolo. Și sunt de 90 de grade. Și împreună fac 90 de grade. Deci, eu de cum aș face eu? Deci, aș lua unul din 90 de grade. Mai întâi, unul din 90 de grade. Și după ce mă... Asta este unghiul, să zicem, A,
O, B. A, O, B. Și o ducem pe o C. Așa, ca o semidreaptă, nu? La întâmplare. Ducem pe o C. Așa. Semidreaptă, așa, asta. Și așa sunt A, O, C. Și C, O, B. Sunt două unghiuri adiacente, complementare. Și O e, hai să vedem, O, D, opus al O, B. O, D, O, D, opus al lui O, B. O, D. Da. O, D, opus al lui O, B. Adică vine jos. Așa, opusă. Asta e O, B și opusa, deci în prelungire, da? Asta e care. Da. Deci O, B este asta. Bun. Iar O e opus al lui O, C. O, C. Adică... Care O? O e opus al lui O, C. Adică vine în partea cealaltă. Deci tu o ce? O prelungim în partea asta. Pur și simplu, prelungim cu o ce. Asta este o e. Bun. Dacă o pusă, cum că ăsta e de cât de grande așa este? 180. 180? La fel și ăsta, pe 180, da? Am așa. Calculați măsura lui C, O, B. C, O, B. Dar ce îmi dă? Ca OC, A, O, C, unghiul ăsta, e de 60 de grade. Da. Da? Este de 60 de grade. Și atunci, dacă ăsta e de 60 de grade, îmi trebuie mai întâi ce OB-ul să află. C, O, B. Adică ăsta e unghiul care trebuie să află. Păi și dacă avem acolo 90, adică BOA, facem 90 minus 60. Sigur că da, sigur că da. Deci demonstrație. Începem demonstrație. Cum AOC plus COB egal la 90 de grade, de acolo vorbim. Cum AOC plus, nu, măsura lui AOC plus măsura lui dictează în felul că... Măsura lui... COB. COB. E egal cu 90 de grade. Și... mai știm că... AOC e egal cu 60 de grade. Și măsura lui AOC e egal cu 60 de grade. Din astea două reiese că... Reiese că șar... dar nu era minus... Nu, am spus că de vreo 90 de grade. Așa, acum... B, O, măsura lui B, O, A. B, O, A. Minus. Măsura lui B, O, A. B, O. Nu. Măsura lui B, O, C. B, O, C e egală. Așa trebuie să spunem. A, da. Da. Măsura lui B, O, C este egală cu... egală cu... 60 minus... 90 minus 60. Așa, da. 90 minus 60. Deci nu e egal cu 90 de grade. Minus 60 de grade. Și este egal cu 30 de grade. Din păcate, n-am desemnat, m-am uitat. Da. Corect era să fie invers. Asta e setat. Lăsăm eu cam mai strigicăm figura, că nu mai am timp să o pierdim, să refac. Deci trebuia să măsoară unghiul. Am dus orice m-a întâmplat eu. Pe urmă am uitat când ești 60 de grade, altfel nu știu ce am mai corect. Iată că am găsit 30 de grade. Dar B, O, E. Cât va fi de mare? B, O, E. B, O, E. E. B, O, E. Dacă B, O, că e egal 30 de grade. Așa. Facem 180 minus 30 de grade. Deci mi se cere unghiul B, O, E. Băi, cât ați zis? O facem 180 minus 30. Așa. 180 minus 30. Așa. Deci măsura lui. Măsura lui. B, O, E. B, O, E. E cam 180 grade. Și odată să zicem la asta, ca să mai vedem. Da, da. Minus 30 grade. Și e cam 150 grade. Deci ăsta de aici. Așa are 150 grade. Cum mă duce să avem de D, O, E. D, O, E.
casera lui 3. Păi dacă o bluă e ar 150, facem 180 minus 150. Da? Deci pentru bluă e din 180 tot. Da, da. Scădem 150 de ce? Da. Deci bluă e măsurat. Bluă e egal cu 180 grade. 150 grade și se face egal cu 30 de grade. Da. Foarte tare. Avem pe ăsta de 30 și ăsta de 30. Da. Mai putea spune dintr-un alt motiv că sigur ăsta avea scriitor de 30? Pentru că zic, da, zice sus. De ce motiv? Da. De ce pentru ăsta? Că s-a pus de la asta. Asta. Asta este. Deci, asta fiind la altor prelungiri și asta la altor prelungiri, unghiurile D, O, E și B, O, I, C sunt opuse la B. Ia să mai adăugă așa. Sunt cu A, O, D. Deci, B, O, C și cu E, O, D. Deocamdată, opuse la B. Hai să scrim asta, ca să nu uităm. Deci, B, O, E, B, O, E, congruent cu unghiul D, O, D, O, E, opuse la vârf, opuse la vârf. Adică sunt laturile în prelungire, da? Da. Mai ai A, O, E să-l aflăm acum. A, O, E. Păi eu, o dacă facem 180 minus 80. Nu, minus 60. A, O, E, ar fi 180, da. Minus 60. Păi și nu e și 30, mă? Păi este, în A, O, E, este bine să fie 30 și cu 90. Ar fi altfel făcut 30 și cu 90, nu? Da, da. 30 cu 90 fac împreună 120. Sau altfel, din tot 180, cum o zis el. Scădem pe 60. Da. Și din 100 de lei sunt 60, face 120. Da. Deci măsura, măsura unghiului A, O, E, A, O, E, este egal cu 180 de grade, minus 60 de grade, și este egal cu 120 de grade. Și cu asta am răspuns la punctul A. Deci punctul A e făcut complet. Acum, zice, ducem sectoarea unghiului A, O, D. A, O, D. Păi dar nu e dreapta de acolo. Da, care se împarte exact în mijloc. Se împarte unghiul, două unghiuri complete. Da. Sectoarea asta face. Da. Și ăsta A, O, D, cât are A, O, D? A, O, D are 190. A, O, D, A, O, D, așa are ăsta. Nu, are 150. Nu, că am făcut mai devreme. Pe A, O, D nu l-am aflat. Pe A, O, E l-am aflat. A, O, D. Dar cum ați arăs O, D față de O, B? Cum este O, D? O, B? Opuse. Opuse. Deci tot unghiul ăsta așa cât este. Așa. 110. 110. Da. Și dacă scădem pe ăsta deasupra, O, cât are așa ăsta? B, O, A. Păi are 90 grade. 90 grade. Că și te iau suplimentarea asta de 60 cu 30. Deci asta e 90 și tot este 180. Și din 180 dacă scădem pe 90, rămâne 90. E tot drept. Da? Deci e un drept. Așadar, putem spune că măsura, când bisectoarea, acest unghi care este din 90 de grade, la câte grade? 45. La 45 de grade. I-aș putea să iau raportorul, nu? Luați așa, măsurați 45 de grade și duceți bisectoarea. Nu mai are timpul, dar voi știți să faceți asta, da? Ce ce am dus acum este bisectoarea unghiului de la O, D. A, O, D. Da? Bisectoare. Și asta a rămas în de câte grade, așa? De 45 de grade. Da, ăsta e unul de 45 și vecinul său tot de 45 aici. Bun. Și
Și mai puțin și bisectoarea unghiului B-O-E. B-O-E. Bisectoarea lui B-O-E. Adică 150. Adică 150 în învățământul. B-O-E. Deci, această... Și vine 75 de grade. La 75 de grade, corect. Deci, unghiul de 150 este împărțit în două unghiuri. De aceeași măsură, adică 75 de grade. Și acum, ne se cere unghiul format de bisectoarea lui AOD și bisectoarea lui BOE. Poftim? Zice, bisectoarea lui unghiul AOD, AOD, adică unghiul de aici se plece, bisectoarea lui AOD, adică asta e bisectoarea. Deci unghiul format de bisectoarea asta și cu bisectoarea asta. Adică unghiul dintre astea două, cele două bisectoare. Cât este unghiul ăsta așa de mare? Păi eu 90 cu 30, 120 cu... De ce 90? Unde este 90? Deci e vorba de unghiul făcut de astea două bisectoare. A, eu am așa pe celălalt de 45. Numai un 45 da, este. Da, eu am pe amândouă. Da. Deci este un 45. La care mai spuneam... 150. 30 face 75. Și încă 75. 150, da. Da. Sunt trei unghiuri care sunt anulante. Deci 1, 2, 3. Deci trecem în sectoarea, trecem la punctul B. Și la punctul B o să spunem. Unghiul... Hai să ducem mână aici. Mână. Și mână în partea asta. Unghiul M, O, N. Format de cele două sectoare. Deci unghiul, măsura unghiului, M, O, N, da? Unghiul e egal cu? O, N e egal cu? 75 plus 30 plus 45, 250. Așa face, 75 plus 30 plus 45, egal cu 75 plus 30 și plus 45. Facem mâna, ia să văd pe celulă. 150. 150 de grade. Iată povestea rezolvată. 75 plus 30 plus 45 egal cu 150 grade. Și concluzia s-a făcut, da? Deci, observăm că ce-a fost acolo? Dacă și s-a bisectoare, și dacă știți să ne dăm seama pe cine să adunăm. Și unghiul la pustrabă. Da, să vedem dacă știm că unghiul la pustrabă bisectoare. Da. Unghiul și unghiul la pustrabă la vârf, bisectoare și unghiul lungim. Da. Toate despre ce au fost pentru unghiul lungim în final. Da. Deci 80 grade și am tot jucat acolo. Deci cam asta a fost. Alte probleme, te rog. Atât ai avut, da? Da. Și eu n-am temă. Până ai temă? Da. Și atunci nu am zis ceva să mă întrebați? Păi, pe mine. Mă lăsați așa, că nu-ți e vizioare. Deci, întotdeauna se pune un ghiul, să zic, P-O-P sau P-O-N, ceva. C-O-O la mijloc. De ce nu se pune altul în loc eu? Da, o să pun ce litere. Da. Din motiv că, de regulă, se mi-ndreaptă asta, deci O, X, O, Y, O, nu știu ce. Și la cerc, la cerc, sunt centrul cercului, se notează cu O. Deci asta ar fi. Este, dacă vrei, o notație clasică adoptată, fără ca să avem un motiv temeinic. Da? Bun. Și la geometrie, pe unde ați mai ajuns în momentul de față? Eu? Da. Păi tot aici, n-am trecut mai aici, da. Aici mă obătiți, n-ați început concreța triunghiilor, n-am vorbit despre triunghii sociale. Da, așa, așa, cu recapturarea pentru teză. Noi și după ce am dat teza și... Dar n-ați vorbit de clasificarea triunghiilor, triunghiuri despre triunghiuri sau numai la unghiuri sunteți? Numai la unghiuri. Eu am trecut și la triunghiuri. Tu ai trecut și la triunghiuri. Nu, mi-a spus ceva. Dar nu am dat doar definiția lor. Predat sau ceva. Așa, o întreagă, nu? Da, da. Nu, mi-a dat doar definiția lor și practică.
amintirilor fratelor unui prin unii. Așa, te credem cu până, da, înțeles cum aceea. Da. Suma unghiurilor, laterilor unui triunghi. Suma unghiurilor unui triunghi, nu laterilor. Da. Suma unghiurilor, da? Da. Fac 120 grade, da? Da. Cam atât, da, în rest nimic. Nu în rest să fac 120 grade. Așa. Și cum vine teza, hai să ne facem câteva lucruri despre ceea ce am făcut, anume, să zicem așa, cu un număr de recite a 10 împărțit la 36, ne dă restul, deci împărțit la 36 ne dă restul 2, da? Restul egal cu 2. ADG-ul ăsta împărțit la 45 ne dă restul tot 2 și ADC împărțit la 24 ne dă tot restul 2. Cine este teorema împărțirii cu ADC? Da? Scrim teorema împărțirii cu ADC, adică ADC va fi egal cu 36 ori. Orice 1 plus restul. Plus restul plus 2. Apoi ADC. Va fi egal cu 36 ori C2 plus 2. 45. Am dat 45. Corect, atins. 45 plus 2. Și ADC va fi egal cu 24 ori C3 plus 2. C3 plus 2. Acum scădem din fiecare rețetă în 2. Deci scădem din fiecare rețetă în 2. Asta înseamnă că era ADC minus 2, ADC minus 2, ADC minus 2, ok, același lucru. Da. Deci echivalent cu scrierea ADC minus 2 este egal cu 36 orice 1, orice 1. Da. ADC minus 2 este egal cu 45 orice 2. ADC minus 2 este egal cu 24 ori C3. 24 ori C3. Și, și facem cel mai mic multiplu comun. Al numerelor, da? Pentru că ADC minus 2 e multiplu și de 36 și de 45 și de 24. Deci e multiplu de cel mai mic multiplu comun al lor, da? Ca să împarte exact și la 36 și la 45 și la 24. Deci de aceea vom face, vom dă parte pe 36 și descompune cât va veni 36. Este egal cu 9 la 3 la 3-a. Nu, nu. 36. Să descompunem, hai să vedem. Cu 2 la 2-a, 3 la 2-a. Așa vine 2 la 2, 3 la 2-a. Noi e 2 la 3 ori 3. 2 la 3 ori 3. Da, să 2 la 3 ori 3, 8. 8 ori 3, 24. Eu știu că 3 și 6 e venit 4 ori 9. Da. Și așa vorba, 4 ori 9. Iar 4 e 2 la 2-a. Da. Da? Da. 2 la 2-a ori 3 la 2-a. Da, mi-am dat seama. Da? E destul ăla. Bun. Putem face și așa de să o punem. 3 și 6. Cât ori? 4 ori 9, dar 4 e 2 la 2 și 9 e 3 la a 2. Și atunci, vedem pe urmă pe cine? Pe 45. 5 ori 3 la 2. Egal cu 5 ori 9. Care înseamnă 5 ori 3 la 2. 5 ori 3 la 2. Da? Și apoi 24 egal cu 2 la... 24. Nebun. 2 la 3-a, ori... Da, ori 3 la 2-a. 2 la 3-a, ori 3 la 2-a. 2 la 3 cât face? 8 ori 9-a. 8 ori 9, 72. Cât? Cât e? 24? Am încercat să fac mintea la 45 mi-a ieșit. Dar din ce nu? Hai să vedem cât ori cât fac 24. Descompune.
voi să vedeți. Deci prin 2, 12, prin 2, 6, prin 2, 3 și 3 la 10. 2 la... A 3 ori 3, da. Păi 8 ori 3. 8 ori 3 fac 24, e rupt din 2 la 3, deci egal 8 ori 3. Face 2 la a 3, ori 3. Și acum, cel mai mic multiplu comun o să fie egal cu 3 la 2 ori 2 la 3 ori 5. Deci dintre cei de al de 2, luăm pe cel puternic cel mai mare. 2 la 3. Ori 3 la 2, așa este. Și ori 5. Ori 5. Și luăm și comun și necomun, da? Pe toți la o lată. Deci vă fac eu comun și necomun, da? Și care face? 3 la 2 la 3 este 8. Ori 3 la 2 e 9. Ori 5. 8 ori 5, 40. 360. 360. Și atunci, AB, minus 2. O secundă. ABC minus 2, așa cum ai spus. Deci de aici constatăm că ABC, ABC minus 2, deci ABC minus 2, este egal cu multiplu de 360. Ce înseamnă multiplul de 360? 360 e mulțit cu ceva. Da. Deci egal cu 360 ori un K. Ori un K. Unde K asta ia valorile? 1, 2, 3 și mai departe. Unde K? Acum e un număr natural. Da? K e un număr natural. Bine stea, fără zero. Că multiplul trebuie să fie mai mare decât, da? Ia să vedem, ar putea să fie 0. 0 împărțit la 36. Nu, nu se pare. 0 împărțit la 36 face cât 0. Cred că poate să fie și tapa 0. Hai să încercăm. Deci, și să luăm și tapa egal cu 0. Ia să vedem. Pentru că tapa e egal cu 0. Rezultă că ABC, ABC minus 2, ABC minus 2, că așa este ABC minus 2, este, da? Egal cu 0. Cu 0. De unde e ABC? ABC este egal cu 0. ABC egal cu 2. 2. E 0 și cu 2? Egal cu 2. Păi se poate un număr de 3 cifre să fie egal cu un număr de singură cifre? Nu v-am zis. Mi-ai zis, gata. M-am retras. Nu au fost zero fals. Deci, mă, ca îi dau cu 1. Pentru că a e ca 1, rezultă. Nu se poate. De ce? Că vom avea ABC. ABC minus 2 e ca cu? Cu 360 ori 1. Da. 360 ori 1. 60 ori 1 și face 360. E bine. Că e din 3 cifre. Da? Deci, de unde ABC simplu? ABC simplu, cât va fi egal? Cu 368. Nu, plus 2. A, 360. Da? Că ABC minus 2 era egal cu 360. Deci ABC minus 2 era egal cu 360. De unde ABC va fi egal cu 360 plus 2. Și egal cu 362. Da? Mai să vedem că au egal cu 2. Ce rezultat atunci? ABC minus 2 va fi egal cu 360 ori 2. 360 ori 2. Știi, era mulțit cu canul. Egal la cu 720. Egal cu 720. Rezultă ABC este egal cu 720. 720. Dar am avut, știu că am avut o dată problema așa când eram singur. Am avut-o. Nu știu. Am avut și eu numele aceea. Nu mai știu exact dacă aceeași chestie. Da, 722, nu? Da. 722. Și acum se dau ca valoarea următoare, ca egal cu 3. Să vedem ce se întâmplă. Da.
Atunci A, B, C. Este egal cu 360 ori 3 și este egal cu 980. Face 980, așa e bine? Este 3 ori 6, 18. Nu, și 1, 10. Deci face 1080. 1080 și e mai mare decât, adică nu la fel de ce. Mai mare decât ABC, așa văzut, și atunci fix asta. Deci care e mulțimea numerelor ABC care se trebuie să facă la creața asta? Mulțimea ABC? ABC. Este formată din două numere. 362 și 723. Vreți să încercați să vedeți dacă 362 împărțit la? Sigur. 362 împărțit la? Asta, 362. Să împărțim la cine? La? La? Doi, la 36. La 36. Să vedem de restul 2. Da, ne dăm. Ne dăm. 362 la 2. La 36. Mai de câte ori? De 7 ori zic eu, 7 ori 5. Dar nu mai dat. 36, 36 ori. Ah, n-ară, ziceam la 36, nimic, ori pe 2. Merge din 0 ori. Da. Și restul? Da, 2. Restul 2. Hai să vedem acum 362 împărțit la 45. Bine, de 7 ori. 7 ori 5. 35, mai merge o dură. 7 ori 5. Cum crezi? Merge de 8 ori? Nu, care de 5 acolo. Hai să începem de 8 ori, parcă așa simt. 8 ori 5. 40. 0 și 4. 8 ori 4. 32. 32. Și cu 4. 4, 36. Da. 2 rămâne. Și nimic. Așadar, merge de 8 ori și testul e 2. Da. Și 360 și 2. Să-l împărțim și la 24. Și... Bine, da, de 24 de ori. 24. De 12 pe ori, îl coborăm pe 2 și vine încă câte de vreo 4 deci, ori. 4, 4 ori, 6. Deci da, de 4 ori. Vine 2 acolo. Deci 2 și 1, da? Și îl pe 2. Și vine de 4 ori. 4, 4. 16. 4, 2, 8. Cu 1, mai merge 2. 9. Mai merge 2. Deci merge de 5 ori. Ia să vedem. 5 ori mai. 20, 5 ori 20 și cum da. 12. Deci o să vreau că este un număr pe care să îndeplinește condițiile. De fiecare de restul 2. La fel s-a întâmplat și cu numărul celălalt, da? Bun. Exercițiile astea fac cel mai mult. Da? Pentru că ce am verificat eu? Hai să vedem ce lucruri am interesat. Dar noi știm ce trebuie să facem. Mai întâi, teorema că ce-i puresc. După cel mai mic număr. Sigur că da. Deci am dus pe 2 în stânga și ABC minus 2 apare ca un multiplu de 3, 6, de 4, 5, 24. Atunci cel mai mic multiplu al comunal lor. Nu? Și atunci v-am cerut, practic, în ascuns, să vedem cum va fi și cel mai mic multiplu comun al lor. Adică descompunerea lor toată povestea. Și pe afara multiplului dintre cei comuni și puterea cea mai mare, iar completăm și cu cei necomuni, cu toți cei necomuni. Care ar fi cel mai mare divizor comun al ăstora? Cel mai mare divizor comun? Da? Ar fi 2 la 2. 3. 3. Divizor comun. 3. O să ne amintim cum era la divizor. Doar cele comuni. Deci toți comuni. Adică de al din 2 nu pot să spun că e comun. Da. Că 2 e în două locuri. Trebuie să fie în toate 3. Doar 3. Doar 3 și dintre ăștia? 3 singur. La puterea cea mai mică. Anterior. 3 la anterior, da? Da. Deci, este egal cu 3.
Da? Deci, cel mai mare vizor comun este 3. Iată, cu ocazia asta am văzut și ce înseamnă cel mai mare vizor comun. Deci nu mai comune, de sus până jos, și la puterea cea mai mică. Puteți să dați ceva de geometrie? Nu prea aveți voi acum spațiu. Deci sunteți la... Ar trebui să am luat ceva, știți, să mă pot descurca. Dar este. Da, hai te rog. Păi, dă o problemă, de ce bățuie așa? O problemă care nu ai dat temă. Desenat între unghi ABC și prezentați latura opusă a unei unghi A. Ai asta ca temă sau? Da, am avut odată. Bun. Deci, să desenăm un triunghi. Un triunghi ce înseamnă? Trei puncte. Da. Dar și unii. Deci, desenat între unghi. Ia să așa trei unghi. A, B, C. Deci, desenat un triunghi. Și ai spus ce? După ce l-am desenat? Latura opusă a unghiului A. Ce avem să pune unghiul A? Asta e. De ce? Deci latura opusă a unghiului A. Eu uităm la cine se uită unghiul A. Unghiul A, deci latura. Latura opusă unghiului A. Da? Latura opusă a unghiului A egală cu BC. Da? Uite așa, asta e metru BC. Am uitat care era scrierea, dar... Se notează cu amic. Da, așa. Deci latura opusă a unghiului A se notează cu amic. Da. Da? Și mai departe? Unghiul opus laturii AB. Unghiul care se opune laturii AB. Ce? A ce? B, o, și ce se uită spre AB? Unghiul ce? Ce? Deci, invers acum. Am latura și găsesc cu unghiul. Da? Da. Unghiul. Opus. Lui A, B. Egal, unghiul opus lui A, B, segmentul lui A, B. Egal cu unghiul C. Așa. Unghiurile laturii, unghiurile alăturate laturii ABC, BC. BC-ul asta este și unghiurile alăturate înseamnă de la capete. Adică asta e BC-ul și unghiul al unghi alăturat este CO și altul unghi alăturat este BB. Acestea sunt unghiurile alăturate. Da? Unghiurile alăturate, BC, sunt CO și BO. Bun. Deci unghiurile alăturate de BC alăturate de BC sunt BO, adică dintr-un capăt, unghiul B și unghiul C. Al lui AC care sunt unghiuri de alăturate? Al lui AC. A și B. Au și C-ul. A, au și C-ul. Adică al lui AC. Al lui AC unghiuri de alăturate sunt AU și C-ul. Iar al lui AB? A și C. A și B. Deci alăturate care stau într-un capăt și celălalt. Asta trebuie să înțelegi. Unghiul opuse, unghiul opus lui BC, una este A, al lui AB este CU și al lui BC este AU. Iar când vorbim de unghiul alăturat, adică de la capetele unghiului, de la capetele segmentului respectiv, da? Al latului respectiv. Astea sunt unghiurile alăturate. Și fiindcă ea va avea și ea teza cât de curând, eu zic să mai lucrăm ceva pentru teză la ea, da? Și la da. Ce așa, asta la cât de mai repede. Uite, ar vrea să lucrăm expresia e egală cu 0,3 în perioadă împărțit la 0,3 în perioadă împărțit la 1 întreg și o cincime. Un întreg și o cincime, plus două treimi,
eu putem împărți la un fel patru. Egal. Simplu. Dar nu ne dă, nu ne dă din astea cu fracții. Nu? Păi cum a făcut anul trecut? Da. De la sfârșitul anului am făcut acestea. Da. Hai să ne amintim că nu se știe când ne lovim de ele. Scriem tot numărul, arca 0, 3 și vine doar 3. Ne-am putut să transformăm ăsta periodic simplu, periodic în fracțiile ordinare. Da. Deci, că luăm pe 0, 3, în perioadă așa, și o scrim ca fiind egal cu cine? Este egal cu 3 minus 0 și vine 3 supra 9. Egal cu 3 supra 9. Care face, simplificăm prin cât? Printr-un 3. Și da. Vine 1 pe 3. Și egal cu 1 pe 3. De ce spun asta? Să știi că dacă cumva eu își dau ceva, așa ceva, eu am voie ca profesor să o fac la clasă. De ce? Că am făcut anul trecut. Da. Deci eu pot să-mi permit. Nu înseamnă că n-am făcut anul ăsta și n-am voie să dau. E făcut anul trecut. De ce facem chestia asta, da? Deci facem 1 pe 3. Și atunci voi continua aici, egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Se simplifică... Împărțit la... 6 pe 5. Se introduce în 3 cu fracții 1 ori 5, 5, 1, 6, da? Împărțit la 6 pe 5. Plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3. 3. Tot într-o paranteză, împărțit la 1 pe 4. Și egal. Se simplifică 3 cu 6. Mă, nu mă... Nu a, mă e... Nu se par două puteri. Ce se întâmplă la inversa. Deci egal cu 1 pe 3. Înmulțit cu 5 pe 6. Da? Și plus 2 pe 3. Totul împărțit la 1 pe 4. Egal. Deci, vine 5 supra 18. Așa. Cum să facem? Deci, facem o mulțime, dar și cum ar trebui să vedem, da? 1 ori 5, 5. Și 3 ori 6, 18. Deci, egal cu 5 supra 18 plus 2 pe 3. Totul da? Pe mulțime la 1 pe 4. Totul ne împărțim la 1 pe 4. Și egal cu. Acum putem face adunarea. Am primit-o partea asta cu... Cu cât s-a primit? Cu 6. Că viitor cu 11 e 18. Deci amplificăm cu 6. Și o să avem un singur viitor cu mână întune. 18. Da? Și o să avem 5 plus 2 ori 6, 12. Așa, împărțit la 1 pe 4. Și egal. Și vine 17 supra 18, împărțit la 1 pe 4. 17 supra 18, împărțit la 1 pe 4. Și egal. Și va fi 17 supra 18, ori 4 pe 1. Supra 18, ori 4 supra 1. Putem simplifica 4 cu 18. Așa este. 4 cu 18. Nu se poate. Nu se poate? Da, am uitat chestia. De ce nu se poate? Pentru că 4 în 18 vine de 4 ori. Dar nu le poate prin 4. Prin cât ar merge? Printr-un 2. Printr-un 2. Da. Și vine 2. Deci 2 în 4 de 2 ori. Și 2 în 18? De 9 ori. De 9 ori. Deci prin 2 am făcut simplificare. Și egal cu 17 ori 2 și face 30. 4 supra 9. Deci, răspunsul corect este 34 pe 9. Ce am verificat aici? Hai să ne amintim. La sfârșitul clasei a 5-a, s-a făcut mulțimea numerelor fracționare, care este prezentată fii sub numere zecimale, fii sub fracții ordinare. Da? Fii sub numere zecimale, fii sub fracții ordinare. Ei, și aici am verificat eu cu ocazia asta transformarea unui număr periodic simplu în fracție ordinare. Cum se face? Se scrie partea periodică supra atâția de alte 9
câte cifre are perioada respectivă, grupa aceea. Dacă are o singură cifră, un singur nou. Dacă are două cifre, doi nou. Apoi, am mai evoluat să văd și introducerea întregului fracție, nu? Un întreg și o cincime. Am introdus întregul în fracție și am transformat-o în fracția ordinară, 6 pe 5. Și când am văzut să văd, am dorit să văd cum se face împărțirea două fracții. Împărțirea cum prima pătura inversată. Apoi, am dorit să văd dacă facem mulțirea, nu? Numărătorii 3, numitorii 3. Deci, iată că am verificat că ieșiți ăsta mai multe lucruri. Hai să facem pe unul. Deci, e egal cu 1,2314. Da. Ceva mai greu. Un întreg 23 partea neperiodică și 14 partea periodică, plus 5 pe 3, da? 5 pe 3, totul de împărțit la 1 pe 9.000, egal cu 99.000. Tot de învățări la 1 pe 99.000. Las numai pe asta atât. Egal. Egal cu 10 ani, zic eu. O să zic Iana, ca să ne amintim. Păi, transformăm. Îl luăm de parte. Da, 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 nu trebuie să. Transformăm cu 23 perioadă 14 în fracție. Da. Și atunci scriem tot numărul de după virgulă. Chiar și cu ăla de față și chiar și cu partea întreagă. Da. Deci, putem zice 1, 2, 3, 1, 4, scăzut. Căzut 2, 3, tot drumul. 123. Da. Deci dacă scrii tot grupul la început, scădem tot grupul până la perioadă. Da? Dacă îl scriem partea întreagă aici în față, și când îl facem etapa următoare, iată poveste. Dar acum ne-am respectat așa. Deci am zis tot grupul până așa și minus acum ce? 123. Minus 123. Supra. Supra. 990. Deci 2 de 9. 2 de 9 și 2 de 0. Și 2 de 0. Deci din 9900. Da. Împărțit la 1 pe 9900. Și egal cu? Egal cu. Facem scăderea. Aici, exact. Va face egal cu? 11 fără 2, 9. Deci 3 din 4, 1. Mai ți zic. 2 din 11, 9. 2. 2. De ce 2? Păi au rămas. A, nu, pronta. 1. 1, atenție, 1, da? Da. 4, 1. 2 și 1. Deci, 2 și 1. Supra? Supra 9.900. 9.900. Ori? Ori. Inversul. 9.900 supra 1. 9.900 supra 1. Și cât acum face? Acum se simplifică 9.900 cu 9.900. Da. Și rămâne doar 12.199. 12.199. Ce am vrut eu aici să fac? Ce crezi că am urmărit pe ghișul ăsta? A, dar m-am grăbit. Trebuia să plus 5 pe 3. Vezi? Da. De asta nici nu ne-a mie. Așa. Deci noi am avut atâta, numai transformarea de. Vezi? Și egal mai departe, la 3 din 4 ai zis 1. 11 din 2, 9. 2 din 11. 2 din 11, 9. Așa, 1 din 1. 12, supra 9.900, da? Da. Bun. Plus 5. Nu, mă, asta e transformarea. Și acum scrim din nou. E. Expresia E. Știi? Asta a fost transformarea, pur și simplu. E egal cu. Ce am găsit? 1.200. 1, 2, 1, 9, 1. Așa. Supra 9.900. Plus 3 pe 5.
5 pe 3, da? Plus 5 supra 3. Totul. Multiplicăm cu 33. 9900, da? Da. Cu cât am aici? Cu 33. De ce 33? Pentru că 3 ori 3, 33 ori 33 egal cu 99, mai adăugăm de 0 și vine. Și atunci cât vine? Cât am aici? Cu 3300. Asta e altceva. Da. Numai 33 nu era suficient. Da. Deci ai zis 33, urmat de 20, ai 3300. Da? Și va fi egal cu din difracții. Punem 9900. Așa. Și aici este 1200. 12191 plus 5 ori 0, 0. 0, 0. 5 ori 3, 15. 5 ori 1, 5 ori 3, 15 și 1, 6. Corect. Și fac am mulțit cu 9900 și face este, vedem? 9900 cu 9900. Sigur că da. Da, și adunarea. Exact. 1, 9, 6. 1, 9, ai zis 6. Da, 8 și 6. Deci 6 și cu 2. 6 și cu 2 de aici, nu? 8. 8. Și 1 și 1. Și cu 1, 2. 2. Deci 2, 8. 8. 2, 8, 6, 9, 1. Da. Da. 1, da. Da. Iată, ăsta ar fi rezultatul. Din nou, ce am urmărit? Transformarea din... un nume periodic mixt în fracție ordinară. Și până la o mulțime, poate ce am făcut cu mulțimea acolo. Deci asta am dorit, în primul rând, cum se transformă un număr periodic mixt în fracție ordinară. Da? Dacă n-am mai analizat aici, cred că am analizat, să vedem dacă asta e simplificat. Răspunsul... Aici nu ai prin 3 și 2 ori 5. Da. Și aici 2 ori 2, 5 ori 2. Iar 3 ori mai să stabilim dacă este bine, să le luăm și 10, 11, 14, 15. E bine? 10, 15, 14, 14 am niște. 10, 13 și cu 1, 13 și cu 1, 14. Deci la 10 am mai pus 4. Și 14 și nu sunt 4 la 3. Deci s-ar putea să fie reductibilă. Da. Că divizoria este de aici, divizorii numitorului, nu s-a vorbit de divizorii de sus. Nu-i 2, nu-i 5. De ce nu-i 2? Că ultima cifră nu este pare. Nu-i 5, pentru că știm de ce nu-i 5. Și nu-i 0, nu-i 3, pentru că suma cifrelor se fac la 3. În final, n-am ce să-i face, sunt destul de trist pe chestia asta. Dar spun, asta e, nu are, este ireductibilă și ați văzut, am putut continua exercițiul acela. E, hai să mai vedem și altceva. Să se găsească mulțimea mare, deci a mare egal cu cine, formată din toți acei naturale, cu proprietatea că 7 supra 2x minus 1 este număr natural. Cred că n-am spus doar de nu. Nu mai știu de la seama. Nu știu. Deci găsim toți și natural cu proprietatea așa. Ca să fie fracția asta număr natural, ca să
Prima dată. Dar cine a venit să fie jos? A doriți să fie jos. Ar trebui să fie din 27. Din 27 nu are. Nu este. Adică 27. Asta este. Deci 7 sub franche. 7 sub franche. Băi, este un franche național. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. 2x plus 1 aparține numărul, aparține divizorilor prin 7. Care sunt de data asta 1 și 7, că e numai prin 7. Da. Ar putea x să fie 4. Deci doar 2x minus 1, nu. Vom și divizorii și le trebuie. 2x minus 1 egal cu 1. Da? 2x minus 1 egal cu 1, care vă duce la cine? La 2x egal cu 2. Da. X egal cu 2, unde x va fi egal cu 1. 2 x 4, da? Și pe urmă 2x minus 1 egal cu, cu cine? 2x minus 1 egal cu 7. Înseamnă 2x minus 2x egal cu 8. Adică x egal cu 4. Adică mulțimea pe care am căutat-o a celor x care se facă treaba deșteaptă, e formată din cine? E formată din numerele 1 și 4. Deci 1 și 4 sunt numerele care îmi dau mie satisfacție și spun doar atât. 1 și 4, da? Să faceți acasă următorul an egal cu tot acei x natural, pentru care 8 supram 2x minus 1 e număr natural. Deci pentru care 8 supra 2x minus 1 e număr natural. Și să facem și sinteza ore, că fiți un pic este? Păi este și 2. Așa. Sinteza ore. Înseamnă că am făcut unghiuri, azi, unghiuri a via ce începe complementare. Și o puse la bără. Suplimentare, în parantez suplimentare, da? Suplimentare. Am pus și astea, că făceau 100 de lire. Suplimentare. Puse la bără. Unghiuri. O puse la bără. Și congruente, așa. Adică unghiile au fost la fost sunt... Bine, asta e calitatea lor, că sunt congruente. Acum am făcut teorema împărțirii cu vest, am dus acela. Teorema împărțirii. Cu rest. Așa, cel mai lucru comun și cel mai mare divizor comun. Apoi am făcut aici fracția, nu, operații cu fracții, așa, operații cu fracții. Transformarea numerelor periodice, nu, numerelor zecimale. Zecimale periodice simple mixte în fracții ordinare. Ordinare. Da? Cam asta a fost lucrurile. La revedere, dragilor, și... Nu uitați de like, share și să vă abonați la profilul online. La revedere!